Vă rog, Flick și Răzvan Popescu. Că tot vine ziua României, am zis să facem așa un scurt apel către românii noștri care se uită în seara asta la noi. Mai în hai față, să mergem mai în față. Hai mai în față, hai. Ca să fim, băi, să fim în centru, atenție. Să încap și tu în televizor. În televizor. Încep eu sau încep tu? Încep. Să vedem, da? Ce au lăsat românii, mari români după ei și ce ar trebui să lăsăm și Doamnă, noi. Să ascultați, da? Vă rog frumos. Și dumneavoastră de acasă. Și dumneavoastră, da. Vorbește-mă. Când ai apus mare prostie să lași în urma ta doar bani, ăia nu țin o veșnicie și toți te uită peste ani. În urma ta să lași un nume, chiar dacă mulți nu o să-l știe, măcar copiii tăi în lume să-l poată duce cu mândrie. Gândește-te la cei apuși, a lăsat rânduri Eminescu, din mâna lui sculpturi Brâncuș și partituri întregi Enescu. Cerneală printr-un vârf de fier, a scurs pe foaie Poenaru, iar Grigorescu, din Penel, lângă doi boi, a lăsat carul. Aslan ne-a dat Gerovital, asta înainte ca să plece, iar Nadia, la Montreal, a lăsat lumii primul. Francezii au un turn din fier, tăiat la Reșița în Bonfire, iar Vlaicu a căzut din cer ca să fim astăzi noi în aer. Dușmanii țării își mușcă buza, că i-au ținut strămoșii afară, Mihai Viteazul, Ștefan, Cuza, au lăsat după ei o țară. Lumea e lanțul de poteci, prin care îți porți ai vieții pași, dar mâine, dacă ar fi să pleci, ai ști să spui ce în urmă lași? O pânză sau un monument sau niște rânduri într-o carte sau poate un medicament care să mai amână o moarte. Așa e lumea de milenii. Doar genii nu putem toți fi, însă putem să naștem genii când după noi rămân copii. Așa că mergi, nu te opri, iar când te scoli de dimineață, dă tot ca și cum ai trăi, doar astăzi, doar o dată în viață. Mulțumim! Absolut minunat! Mulțumim!